La centrul eparhial din Roman a avut loc astăzi sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Întâlnirea a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim. Prima parte a întâlnirii a stat sub semnul comuniunii liturgice. Cei 34 de stareți și starețe au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman. În cadrul slujbei au fost pomeniți stareții trecuți la Domnul. La final, protosinghelul Ghenadie Catargiu, starețul mănăstirii Sfântul Nectarie din Propana, a fost hirotesit arhimandrit. Cei prezenți s-au reunit apoi în sala de ședință a centrului eparhial. După cuvântul de deschidere al părintelui arhimandrit Nicolae Dănilă, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, monahia Irina Nedelcu a citit referatul Tămăduirea sufletului și a trupului în ortodoxie. Părintele vicar eparhial Pimen Costea, moderatorul întâlnirii, a precizat câteva aspecte referitoare la dimensiunea duhovnicească a bolii și asumarea nevoințelor de către monahul de astăzi. În cuvântul adresat cu această ocazie, în al preasfințitul părinte Ioachim a subliniat faptul că vocația monahală presupune, între altele, asumarea crucii. Monahul trebuie să facă mereu distinție între esențial și non-esențial. Este foarte mult non-esențial care se aruncă pe piață și noi care ne ducem câteodată și ne aprovizionăm, luăm uneori non-esențialul decât ceea ce este esențial. Deci, încă o dată, discernământul. Discernământul acela selectiv. Acel discernământ care vine prin Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt, el te ajută atunci când ai ajuns la un încrucișare de drumuri, monahul trebuie să ia drumul care are cele mai multe cruci. Acela este drumul vostru. Deci monahul în societatea modernă trebuie să aibă grijă nu numai decât să-și flageleze trupul său, din contră, să-l îngrijiți pentru cei bolnavi, așa cum vi s-a spus și de către consilierul nostru de resort, mai ales că anul acesta este anul îngrijirii bolnavilor. În cadrul întâlnirii au fost aduse în discuție proiectele editoriale, culturale, sociale și edilitare, dar și diferite aspecte privitoare la modalitatea de promovare a patrimoniului cultural religios al vetrelor de sihăstrie din eparhie. Sinaxa propriu-zisă a debutat cu o prelegere duhovnicească susținută de un delegat al Mănăstirii Diaconești, iar mai apoi fiecare părinte consilier administrativ, juridic, și economic, au venit și au susținut în fața părinților și a maicilor stareți noile prevedere al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu precădere și părintele consilier social Ilarion Mâță, care a adus în atenția părinților și a maicilor stareți noile proiecte parhiale. S-a susținut referate cu privire la Noile hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, atât generale, cât și cu privire la viața monahală. În arhiepiscopia Romanului și Bacăului există 23 de mănăstiri și 11 schituri.